contractul de concesionare a aeroportului internațional Chișinău ar putea fi reziliat. Problema va fi dezbătută de un grup de lucru care va evalua pe parcursul a 4 săptămâni premisele legale și etapele de implementare a procedurii propriu-zise. Anunțul a fost făcut astăzi de către prim-ministrul țării Valeriu Streleț după ședința operativă a Cabinetului de Miniștri. Concluziile prezentate de către CNA rezumă faptul că resurse investite de către compania care a preluat drepturile de administrare în concesiune nu sunt resurse proprii, ci sunt resurse care vin din taxa de dezvoltare a aeroportului internațional Chișinău și că mai mult o parte din acești bani nici nu erau investiții în aeroport, ci erau investiții în alte activități conexe, sponsorizarea clubului Milsami sau alte chestii curente. La doar câteva ore de la anunț, directorul general al companiei Avia Invest, Petru Jardan, în concesiunea căreia se află aeroportul internațional Chișinău, a declarat că pe durata verificărilor, compania ar fi pus la dispoziția organelor de resort toate documentele și informațiile necesare. Acesta a mai adăugat că Avia Invest a respectat în această perioadă toate prevederile contractului de concesionare, dar și normele legale. Comisiile care au activat au menționat că nu a fost admisă nicio încălcare la transmiterea aeroportului în concesiune. Mai mult ca atât, transmiterea în concesiune considerăm că a fost binevenită și a fost un pas corect din partea statului și benefic atât pentru stat cât și pentru aeroport. Investițiile în modernizarea aeroportului se fac în marea majoritate decât din banii proveniți de la investitori, cât și din banii câștigați din activitate, din veniturile câștigate din activitatea Avia Invest. Totodată, Jardan a recunoscut că întreprinderea pe care o reprezintă a făcut donații echipei de fotbal Milsami Orhei, accentuând în același timp că această procedură nu poate fi catalogată drept o încălcare a acordului, și asta deoarece Avia Invest este o companie privată. Avia Invest este o companie privată, iar contractul de concesiune și obligațiile asumate de către companie nu o limitează în efectuarea tranzacțiilor și îndreptarea resurselor în diferite scopuri. Astfel nu poate fi vorba despre careva încălcări. Compania Avia Invest, într-adevăr, sponsorizează echipa Milsami. Prin asta nu s-a încălcat nici obligație din contractul de concesiune și nici o prevedere a legislației în vigoare. Pe lângă reacții, reprezentanții companiei au ținut să se laude cu reușitele obținute în această perioadă de când aeroportul a fost concesionat. Astfel, de la începutul anului se atestă un flux sporit de pasageri, numărul acestora ajungând la peste 1 milion, ceea ce înseamnă cu 35% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Ceea ce ține de dezvoltarea aeroportului, în această perioadă a fost construită o parcare supraetajată, pentru care s-au cheltuit 6,5 milioane de euro. La etapa de finisare sunt și lucrările de extinderea terminalului. Alte 15 milioane de euro sunt destinate construcției pistei. Aceasta va fi una modernă, întrucât vor putea fi deservite toate tipurile de aeronave. În același timp, va fi renovată și pista veche, care nu a mai fost folosită timp de 20 de ani. De asemenea, începând cu această toamnă, vor fi lansate noi curse Avia.